Hristos a înviat, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit! Suntem din nou astăzi în județul Tulcea, în partea de nord a Dobrogei, călătorim într-o zonă frumoasă, pitorească, vom cunoaște două sate izolate, cu puțin credincioși, însă apropiați de biserică. Alături de mine este părintele Vasile Vâlcu, gata să ne conducă în parohia Balabancea și în filia Florești, satele pe care le păstorește. Hristos a înviat, sărmâna, și bine v-am găsit! Adevărat a înviat și bine ați venit! V-aș ruga, părinte, pentru începutul discuției noastre, să ne spuneți câteva cuvinte despre satul acesta, Balabancea, în care am ajuns, câteva date generale, unde este situat, un scurt istoric, dacă se poate. Da. Satul Balabancea se află la 47 de kilometri de orașul Măcin, la poalele vârfului Crapcea și la apus de râul Taița. Este o zonă de deal, o zonă înaltă aici, o zonă frumoasă. Da, avem o rezervație de vreo 30.000 de hectare, unde se protejează niște fluturi, broaste cestoase și... Iată, o zonă bogată și din punct de vedere al naturii. Foarte adevărat. Chiar în istoricul parohiei scrie că satul Balabancea este așezat pe o vale mănoasă. Chiar, cum a spus dumneavoastră, peisajul este foarte frumos, iar ca istoric, numele se trage de la un foarte bun gospodar, de la porecla unui bun gospodar, pe nume Balaban sau Barosan. La început aici au fost turci, parțial satul a fost locuit de turci, care în 1877 au emigrat în Turcia, iar în locul lor au venit mocani ardeleni care, plăcându-le locul, au trasat satul cu drumurile toate drepte. Vedem aici o zonă frumoasă cu stâne, oamenii cresc încă animale aici. Da, nu mai sunt cum erau acum 5-6 ani, fiecare avea 10-20 de capre, oi în curte sau chiar vaci. Cel puțin când am venit eu în parohie erau vreo 40 de vaci, acum nu mai sunt, sunt numai două familii care au vaci, restul fiecare sunt, cum vedeți dumneavoastră, 5-6 stâne de oi sau capre, pentru că s-au asociat, nu mai are lumea, nu mai pot de bătrânețe. Deci satul acum practic a îmbătrânit? Cel puțin 70% sunt bătrâni pensionari. Cam câți credincioși numără acest sat? Cam câte familii? Familii sunt în jur de 53 soți și soție și vreo 83 sunt văduve și văduvi. În total sunt vreo 250 de persoane, cu tot cu copii. Un sat mic. Înainte, odinioară, era mai mare? În istoricul parohiei de la 1967 scrie că erau 240 de familii. Cât de veche este biserica satului sau de când au avut creștinii de aici o biserică? Prima biserică nu se știe anul când a fost construită. Pe locul Sfintei Mese se află o cruce monument, iar biserica actuală este construită în 1892 și terminată în 1989, fiind sfințită de preasfințitul Ghesarie al Dunării de Jos. V-aș ruga atunci, părinte, să intrăm și noi în sat, să cunoaștem oamenii, satul, biserica și activitatea și pastorația sfinției voastre din acest loc. Iată, ne ajungi la biserica satului. V-aș ruga, părinte, să ne povestiți câteva cuvinte despre istoria acestei biserici până în zilele noastre. Deci lucrările bisericii au început în anul 1892 și au fost terminate în 1899. Lucrările care le-am făcut de când sunt preot, la cutremurul mare a fost avariată foarte grav și a fost reparată de Enoriaș. Apoi părintele Tănase Vasile, când a venit, a renovat-o la interior și, să nu greșesc, a vopsit tabla. Eu am venit în 2006 preot aici. Iată, de aproape 10 ani. Da, am consolidat Sfântul Altar pentru că era crăpat în două locuri și se lăsa.
și am schimbat tabla la acoperișul bisericii. Și am renovat casa parohială, era din pământ toată, numai la exterior era tencuită de părintele Igor. Am făcut baie, am făcut o bucătărie și două dormitoare. Iată, lucrări multe în acești ani. V-aș ruga să ne spuneți, în primul rând, care este hramul acestei biserici și cine a contribuit la zidirea ei? Hramul este Sfinții Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, iar la zidirea bisericii, cel puțin de când sunt eu preot, 90% au contribuit credincioșii în această parohie. Deci credincioșii v-au stat alături la toate lucrările pe care le-ați întreprins. Da, și am avut și sponsorizare de la Consiliul Județean. Referindu-ne la istoria bisericii, a fost un ctitor principal sau este pur și simplu ctitoria creștinilor din acest sat? Cred că este ctitoria creștinilor. Anul trecut a venit cineva de la București și a spus că în cimitirul satului se află mormântul unui unchi de-al său preot care, din câte a studiat dânsul, a cercetat, el este ctitorul bisericii acesteia și ar vrea să aducă osemintele unchiului său în curtea bisericii. Lucru care am cerut aprobare la preasfințitul episcop Visarion, ni s-a dat, dar am zis să terminăm și lucrarea gardului și în fața bisericii să amenajăm și apoi să mutăm osemintele. Deci iată o biserică mare, frumoasă, zidită de puținii creștini de aici. Referitor la lucrările pe care Sfinția voastră le-ați făcut aici, îmi spuneați de renovarea acoperișului. Când au fost aceste lucrări? În perioada 2011-2013. Era nevoie de o asemenea lucrare? Erau deteriorat? Era pentru că în biserică ploua, chiar dacă ploua puțin, mai mult nu mai discutăm, stăteam cu ligheane în biserică ca să picure în ele. Iar de consolidare era foarte crăpată, se mai cunosc încă urmele și era necesar consolidare. Oamenii cum au primit aceste lucrări? Au fost alături, v-au sprijinit? Au fost bucuroși? Eu știu, bucuroși la nevoile lor, nu pot să spun, dar m-au ajutat foarte mult. Nu am cuvinte să mulțumesc. Dacă mă duceam și spuneam, hai nea Trăiene, hai nea Gheorghe, gata părinte, chiar pe cineva l-am chemat, era la cules porumbul, am oameni, dar hai că vin. Și a venit. Cu ce v-a ajutat? Cu bani sau cu munca efectiv? Și cu bani, dar și cu munca, pentru că trebuia muncă. Era forță de muncă, trebuia multă, nu aveam. Și atunci oamenii din sat au lucrat efectiv. Da, cei care au fost în putere, ceilalți mai mult cu bani. Care este starea materială a localnicilor? Pot ei susține asemenea lucrări? Din ce se întrețin ei? 70% dintre dânsii sunt pensionari cu pensie de CAP. Cum deci foarte mici. Foarte mici, dar sunt foarte bun dăruitori. Deci din banul văduvei am putea spune s-a lucrat ceea ce se vede. Foarte adevărat. V-aș ruga atunci, părinte, să intrăm în Sfântul Locaș, să vedem mai îndeaproape această biserică. Părinte, vedem o biserică foarte frumoasă, înnoită, împodobită cu o pictură nouă. V-aș ruga să ne povestiți câteva cuvinte despre lucrările care s-au făcut în ultimii ani pentru împodobirea și înfrumusețarea acestei biserici. În primul rând, cum ați găsit-o când ați venit aici? În 2006, când am venit, am găsit-o vopsită la interior, iar pe tavan era scândură, vopsită în culoarea gri și cu steluțe galbene pe această vopsea. Nu era practic o pictură murală? Nu era. Avea icoane pe toți pereții, unele mai vechi, unele mai noi, că lumea aducea icoană și punea unde găsea un loc liber, punea o icoană. De aceea când am pictat-o a fost puțină supărare că ce facem cu icoanele. Și le-am găsit locul, o să le punem în trapeza bisericii, făcută de domn primar din școala veche,
Și așa i-am împăcat pe toți. Când ați început aceste lucrări? Propriu-zis le-am început în 2013 cu pictorul de sagă Gheorghe din Constanța. Dânsul a început lucrările, dar nu a reușit să le termine. A mai rămas pridvorul, pentru că vreo 21 de metri pătrați au rămas nepictați, că dânsul, datorită unei boli, a plecat la cele veșnice, Dumnezeu să-l ierte, și am terminat cu ucenicul dânsului pictura bisericii. Cine v-a sprijinit pentru a picta această biserică? Creștinii, oamenii din sat? Pentru pictură, 100%, numai oamenii din sat. Deci, oamenii, familiile au vrut să doneze câte o icoană unui sfânt, au pictat astfel biserica. Da, chiar m-au rugat, când vineau și dădeau bani, vreau pe Sfântul Gheorghe, vreau să treceți numele jos, donat de familia, și așa am făcut. Și vă spun sincer, într-un an de zile am terminat pictura bisericii numai cu ajutorul satului. Iată, deși oameni în vârstă, oameni cu posibilități materiale foarte reduse, totuși iubesc foarte mult biserica. Da, sunt oameni foarte, foarte buni. Sunt prezenți la biserică, sunt atașați? Sunt în jur de 30-40 la o liturghie obișnuită duminica, la sărbători sunt în jur la 70. Sunt foarte atașați de biserică, dar datorită bătrâneții, mulți nu pot să vină. Și atunci mergeți sfinția voastră la ei, îi vizitați acasă? Când avem ocazia, mergem cu cea mai mare plăcere, mai ales în postul Crăciunului și postul Paștelui. Nu mă refer când mergem cu molifta, ci pentru a-i spovedi, împărtăși și mai trecem și noi cu ajutoare din partea bisericii pe la cei vârstnici, neputincioși, care chiar nu au pe nimeni sau au copiii departe și nu le vine nimeni. Deci i-ați ajutat și sub forma aceasta, material vorbind. Da. Am ajutat sub forma aceasta materială pentru că să arătăm că biserica nu numai cere, ci și dăruiește. Au nevoie chiar? Au foarte mare nevoie unii dintre ei. Sunt mai ales niște familii tineri care au câțiva copii și nu au ajutor social, nu au niciun venit și pe aceștia mai mult i-am ajutat de mila copiilor. Revenind la biserica aceasta, vedem o catapeteasmă frumoasă și înnoită. Este vechea catapeteasmă a bisericii? Da, este vechea catapeteasmă a bisericii pe care am găsit-o. Doar atât am recondiționat-o cu pictorul nițean Constantin din Suceava, cât s-a putut. Am sperat să iasă mai frumos. Unele icoane, cele de sus, nici nu se vedeau chipul, nici nu se înțelegea scrisul. Atât cât a putut dânsul, a făcut și a ieșit această catapeteasmă. Foarte frumoasă. Este într-adevăr. Celălalt mobilier, vedem strănile frumos sculptate, sunt străni noi. Da, strănile, iconostasele, scaunul arhieresc, strana cântăresc și pangarul au fost făcute de meșterul Feodor Vasile din Ciucurova și au fost sponsorizate de domnul primar Ion Acceleanu, care este fiul al satului și care de câte ori a fost nevoie ne-a ajutat. Că ne-a dat excavatorul, lemne pentru să ne încălzim iarna, ne-a dat de fiecare dată, ne-a ajutat cu nisip, cu ciment. Chiar jumătate din tabla de pe biserică este donată de primăria, este dată de la primăria Hamcearca, unde este dânsul primar. Vă referiți acum la lucrări de renovare a bisericii, de consolidare. Da. Au fost lucrări ample? Au fost. Consolidarea a fost cea mai amplă, dar aceea am făcut-o cu banii de la Consiliul Județean. Jumătate din acoperiș cu Consiliul Județean și jumătate cu primăria. Aceștia au fost banii de la Consiliul Județean și ceilalți de la primărie. Iată deci o biserică acum înnoită, frumoasă, cu o lucrare frumoasă, am putea spune, aici în sat, între creștinii, cei care mereu vă sunt aici alături, și autoritățile locale. Referindu-ne iarăși la oamenii satului, v-aș întreba, mai sunt familii tinere, mai sunt copii în sat? Când am venit în 2006, școala este lângă biserică, erau clasele 1-4, 9 copii, fără clasa a doua, nu era niciun copil. Am mai stat un an și s-am mutat la Hamcearca, cu tot cu grădiniță.
Nu știu sigur numărul copiilor la grădiniță, în jur de 11, dacă nu greșesc, care fac naveta în fiecare zi la Amcearca. Școala de aici s-a desfințat. Deci trebuie să meargă în satul vecin. Da, la 6 km în satul vecin. Cum ajung acolo? Cu microbuzul școlii. Este mai rău când plouă și iarna, că sunt mici, sunt copii de 3 ani, 3 ani și jumătate, care sunt de 6 ani, sunt mai mărișori, dar se scol de dimineață, nu ca noi. Aveam grădinița în sat, e foarte greu. La fel și elevii de școală fac același drum. Elevii de școală sunt mai puțini decât cei de la grădiniță, cred că vreo 6, restul sunt deja la liceu plecați, la oraș, și atâta este satul nostru. Și m-ați întrebat de tineri, sunt vreo 10 familii care sunt sub 30 de ani. Restul sunt vârstnici. Sunt vârstnici. V-ați rugat atunci, părinte, să călătorim puțin în acest sat, să cunoaștem și noi câțiva oameni, câțiva credincioși care vă sunt alături. Cu drag. Părinte, iată ne ajungi și în curtea unor localnici ai satului. V-aș ruga să ne-i prezentați. Da. Dânsul este, Cazacioc Traian, este epitropul bisericii, omul care m-a ajutat și mă ajută foarte mult. Dânsa este tante Victoria, soția dânsului. Hristos a înviat și bine v-am găsit. Vă mulțumim și la mulți ani. V-aș ruga să-mi spuneți câteva cuvinte despre ajutorul pe care ați reușit să-l dați bisericii și părintelui în lucrările care au fost la biserică. Da, îmi doresc foarte mult așa ceva, să-i aduc cuvinte frumoase părintelui nostru. În viața mea am 83 de ani. Mulți la înainte. Biserica noastră a slujit 7 preoți pe care i-am respectat pe toți. Înaintele ăștia 7 ar mai fi fost al părinte Clemente, care nu l-am văzut niciodată, nici nu știu decât de la părinții mei. Toți preoții care au trecut pe aici au făcut câte ceva. Iar părintele nostru, deosebit, a muncit, nu se mai poate mai mult. Am avut mare încredere în părintele și am multe de spus. Eu când a venit părintele, am luat hotărârea ca orice bănuț adunat să fie pe mâna lui părintele. Părintele este, a depus un jurământ în fața Domnului și este foarte credincios, foarte respectos și a avut voință mare de muncă. Ceea ce n-au făcut preoții elanții, a făcut părintele nostru. A luat hotărârea împreună cu primarul, a făcut adunare cu noi. Satul nostru este sărac. La început ne-am temut că nu o să reușim. Părintele e bun economist, bun organizator și a avut curajul și ambiția, extra ambiție ca să vadă biserica noastră pictată frumoasă. Într-adevăr, foarte frumoasă biserica. Da, eu am fost pe Moldova, pe la mănăstiri și am văzut majoritatea mănăstirilor și mi-a plăcut la Voroneț și a zis eu, în sufletul meu, părintele nostru a făcut Voronețul la noi, în sat. Ne bucurăm foarte mult. La vinerea lui părintele, de la cutremur, biserica era crăpată în partea de răsărit. Părintele s-a țărduit foarte mult și mare curaj a avut că urma ca să se dărâme zidul. A făcut o fondație foarte adâncă, la vreo 3 metri, cu ferbeton, cu asta, a consolidat-o și s-a stăpânit crăpătura. După aceea a început pictura. La început a fost greu. Dar oamenii au fost alături, l-au sprijinit. Au fost unii. Era împotrivă că putea să stea și așa. Și noi ne-am ținut după cu părintele. Eu am fost cu părintele la mai multe biserici unde se pictau. Am fost la Ruginoasa, de unde a adus părintele pe domnul pictor de oagă, un pictor excelent.
Și unde a considerat părintele că o să avem putere să facem față, pictorul ăsta a fost mai dulce la suflet și nu a vrut să exploateze, cum cereau oaie lanții, un preț foarte mare, care de noi nu ținea. A fost la început greu. După aia oamenii au prins curaj și a început să se adune. Și a ales fiecare o vrea, sfântul cu tare. Și încet, încet, în timp de 3 ani de zile, s-a făcut o lucrare foarte frumoasă, ne mândrim. Am participat întotdeauna și pentru mobilierul bisericii, după cum ați văzut, economatele toate, tot ce a fost necesar. Am adunat, era perioada în care adunam și niște bănuți de prin sat și ne-a ajutat mult și primarul, părintele l-a ajutat. Adică când am rămas fără bani, trebuia să plătim, mergeau 2-3 consilieri prin sat și adunau bani. V-aș întreba și pe dumneavoastră, cum era satul acesta odinioară? Cum vi-l amintiți din tinerețe? Dar, și cum e asta? Ei, când eram tânără, eu nu sunt de aici, din comuna asta, din satul Florești. Și m-am căsătorit în Balabancea cu soțul. Da. Și când ați venit aici, cum era satul? Ei, era... Totuși era bine, dar mai, da, a fost. Era un sat mai mare, mai mare. Erau mai mulți oameni? Da. Erau mai mulți, părinte, da. Noi suntem foarte mulțumiți în satul acesta. Nu avem cu nimeni ceartă, nu nimic, ne avem cu toți. Oamenii credincioși, sunt credincioși, sunt alături de părintele, da, participă la sfintele slujbe. Da, vine lumea, în care bătrân mai mult, că tineretul nu prea se vin la biserică, dar... Bătrân de nu e mai tineri, mai înspre, da. Și mai sunt tineri în sat? Sunt, părinte, dar sau mai puțin sunt, mai sunt așa tineri. Din ce trăiesc oamenii? Din ce se întrețin? Păi, ce să muncesc la câmp, ce să facă care țăranul, da, se ține pentru existența vieții, da. Pune porumb, pune cereale de astea, pune, da, pentru... Se mai cultivă pământul? Da, se cultivă, da, părinte, da, se cultivă, cum să nu, da, da. Dacă vreți să mai adăugați ceva? Da, vreau ceva? Să mai adaug, că niciodată n-am să uit munca părintele nostru, când pictorii întotdeauna trebuia să aibă materialul pregătit cu câteva zile înainte, știi, ca să se facă macerajul la cânipă, la asta, la var, la toate și în continuu. Și dacă vrei să mă credeți, că veneam mereu așa, când eram puțin care ajutam acolo pe părintele. Părintele când vineam, când se lumina era în biserică, când se întuneca, tot în biserică, sus pe stele, jos pe stele, și l-am găsit odată când era o burniță în luna aprilie, părintele în groapa cu var scotea pungile alea de 3 kg cât era, că era 7 tone. De var. L-am găsit, am rămas uimit când am văzut pe părintele că scoate var pe ploaie de acolo. Și doamna acolo, și am rămas și eu și am făcut o varânță, am pus în butoi, am pregătit să avem material. Oamenii au sărit în ajutor? Au sărit, dar nu toți. Eram câțiva care părintele ne suna și săream în ajutor întotdeauna. Și cum v-am spus, n-am să uit niciodată munca lui părintele nostru, cu câtă dragoste și cu câtă ambiție și cu câtă sârguință a strâns bănuți cu bănuți, i-a gestionat frumos și a făcut, cum ați văzut dumneavoastră. Ne mândrim, cu drag ne ducem la biserică, la Sfânta Biserică, să-l vedem pe părintele cum slujește. Eu cred că după noi merită părintele nostru să ajungă mult mai sus. Am muncit foarte, foarte mult și foarte bine pregătit, părintele nostru. Eu vă mulțumesc că ne-ați primit în curtea dumneavoastră. Vă dorim sănătate și am dorit foarte mult să aducem cuvinte de laudă părintele nostru. Mulțumim! Părinte, iată ne ajungi în curtea reprezentantului cel mai de seamă al satului,
v-aș ruga să ne-l prezentați. Este domnul Ion Acceleanu, primarul nostru, este fiul al satului și este omul care a fost alături de biserică în toate problemele pe care le-am avut și în toate lucrările pe care le-am avut. Hristos a înviat și bine v-am găsit. Adevărat a înviat și bine ați venit în comuna, localitatea noastră, în comunitatea noastră. Mă bucur să vă cunosc și v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre ajutorul pe care ați reușit să-l acordați bisericii la toate lucrările care s-au făcut aici. Și eu mă bucur că ați venit, pentru că zona noastră, într-adevăr, e o zonă mai retrasă de pădure, să zicem, din sud-estul țării. Și vreau să vă spun că, referitor la ceea ce ați spus dumneavoastră, ne-a fost foarte greu să reușim să facem ceea ce ne-am propus ce-i drept mai demult. Ce să vă spun, mulțumiri părintelui Vasile, pentru că și dumnealui a avut o, nu știu cum să spun, o, mai mult decât o prezență în activitatea și a comunității și sătească, și poate la încurajarea dumnealui am reușit să realizăm ceea ce am realizat. Cert e că ne doream de foarte mult timp. Ce să zic, acum cu ajutorul Dumnezeu să spunem că am ajuns poate să atingem puțin din acel țel care ne-l doream cu toți, întreaga comunitate. Mulțumită și concetățenilor, enoriașilor din localitate, chiar ne-au înțeles într-adevăr și la unii chiar sincer nu erau așteptări, nu ne așteptam. Vreau să vă spun că au făcut tot posibilul, tot posibilul să facă acel ceva. La încurajarea lor, la încurajarea părintelui, am simțit acea senzație de plăcere, de binecuvântare, de a face ceva pentru comunitate. Și dacă e să fac o referire mică, și chiar am spus și cu părintele când s-a sfințit biserica, tatăl meu a fost unul dintre Dumnezeu să-l ierte, că între cei drepți, pe lumea cealaltă, a fost unul dintre oamenii bisericii. După Revoluție, 15-20 de ani în urmă, nu era părintele Vasile, era un alt preot, și eram la biserică, l-a mărturisit. La care tatăl meu mă întreabă, zice, ai fost vreodată în clopotniță? Zic, nu. Zice, vrei să urcăm? Dacă e posibil, zic, da. Hai să mergem împreună, zice, până vine preotul, acel preot din acea vreme. Am urcat și mi-a arătat la clopotul mare, inscripționat de bunicul lui. Clopotul era donat de bunicul lui. Vreau să vă spun că în acel moment eu nu i-am spus niciodată, doar cu părintele, am mai vorbit cu anumiți oameni din comunitate. Vreau să vă spun că din momentul ăla ceva m-a sensibilizat și am zis, dacă atunci, în 1902, în secolul XIX, când știți foarte bine, când se prășea poate să ara cu plugul de lemn sau, acei oameni au reușit să facă acel ceva. Noi în secolul 21. Oare nu reușim să facem? Pentru că acum vedeți și noastră, sunt atâtea materii prime, materiale de construcție și așa mai, meseriași, firmi, etică. Noi n-am avut bani să ne permitem într-atât. Dar am zis, din ceea ce putem, noi trebuie să facem ceva. Și de nou mă repet, și la încurajarea părintele Vasile, a unor ionoriași, chiar ne-am asumat o răspundere, aș putea spune chiar în anumite situații, chiar peste puterile noastre. Cred că cineva de sus ne-a ordonat gândurile, ne-a așezat, ne-a stimulat, ca să zic așa. Și a ieșit într-adevăr o lucrare foarte... Poate să putea și mai bine, dar pentru noi, pentru comunitatea noastră, vă spun sincer că am o mulțumire extraordinară. Și acum, mai la un botez, la o slujbă, la o nuntă, când mai vin oameni care-s plecați din localitate și... Chiar când intră în biserică, să rămân surprinși de acel ceva, de aceea, deci să vede clar, e o mișcare, de lucru mai este. Ați văzut, după, mai e gardul de făcut, mai sunt atâtea, vrem să facem un pavaj, o terasă în față la, cum o numim noi, sala de mese acolo, cât de-am putut să o facem. Deci de lucru mai e. Dar vreau să vă spun că la încurajarea, hai să zic, acum v-am spus și a enoriașilor și a primătorului, chiar am avut o satisfacție și... Când văd lumea unită, nu mă mulțumește mai mult decât, nu știu și dacă mă așez la masă și mănânc ceva, nu mă satur mai mult ca atunci când îi văd uniți și grămadă. O comunitate micuță, dar care
a stat alături și exact, a sprijinit această lucrare. Da, exact, exact. Eu mă bucur că v-am cunoscut, vă dorim sănătate și Dumnezeu să vă ajute în continuare să sprijiniți toate lucrările care vor fi de acum înainte vă aici. Vă mulțumim și noi de prezență, de... Poate și să știți că și ăsta e un sprijin. Faptul că ați avut bunăvoința, cineva v-a trimis aici, nu întâmplător ați venit. Deci și ăsta e un avantaj pentru noi. Dumnezeu le-a rânduit pe toate. Da, așa este. Doamne ajută. Noi vă mulțumim pentru tot. Părinte, iată, am revenit în mijlocul satului, aici lângă biserică. Vedem o construcție nouă. Despre ce este vorba? Da, construcția nouă este trapeza făcută de primărie. Aici ce a fost, înainte aici? Aici a fost vechea școală unde au învățat bătrânii, pentru că mai la vale de aia este clădirea nouă unde am găsit eu școala. Și din această școală veche, primăria ne-a făcut trapeză, mobilată cu scaune, cu mese, ne-a făcut sobă pentru iarnă, cu ghiuvetă, apă trasă. Deci aveți și o bucătărie? Avem și o bucătărie. Bucătăria este mobilată de credincioși, vasele toate sunt luate de oamenii satului. Când folosiți această trapeză? Această trapeză se folosește cel mai mult la pomeni. Rest, când nu. Sunt parastase pentru parastase, pomeniri, da, pentru cei adormiți. Că botezurile sunt foarte rare, iar cununiile deloc. Deci de când sunteți preot aici, n-ați cununat? Ba da, am cununat, cred că 4 cununii de când sunt preot. Iar botezuri sunt mai multe. Oamenii satului au sprijinit și ei la zidirea, la construcția aceasta? Nu, la zidirea aceasta primăria a adus firmă tot de la început. Doar atâta i-am ajutat cu cazarea pe oameni ca să nu plece zilnic, mai ales că erau de la Galați. Și am hotărât cu primarul și cu oamenii să le dăm și masă dimineața la prânz și seara. Ca să contribuim și noi cu ceva, mai ales că era pentru folosința bisericii. V-aș mai întreba, au oamenii aici în sat un cabinet medical, o farmacie? Nu avem. Doctorița este la 6 km în comună, în comuna Hamcearca, iar farmacie găsim în satul vecin, la Horia. În rest, nu avem nimic. Sunt mijloace de transport în comun? Cum ajung oamenii acolo? Este un transport care pleacă dimineața și vine la 5 seara. Atât. În rest, fiecare găsește pe cineva, plătește mașină și se duce. Sau care au cal, căruță, merg cu calul. Alte instituții, în afară de biserică, mai sunt aici în sat? Școala, îmi spuneați că s-a desființat. Școala este desființată. Mai este căminul cultural care, până să fie gata trapeza, acolo se făceau pomenile. Și cam atât. Un sat micuț, cu credincioși puțini. Odinioară îmi spuneați că era mai mare. Sunt case care au rămas în părăsire? Sunt case goale? Cel puțin 30% din casele care sunt nelocuite, iar unele chiar sunt într-un stadiu avansat de degradare. Tinerii se mai întorc aici în sat, cei care au plecat, poate? Mi-e greu să vorbesc de acest subiect, pentru că mi-e frică, satele se depopulează. Tinerii nu mai vin, că n-au ce să facă aici. N-au locuri de muncă. Locuri de muncă n-au. Pământul care l-au avut și bătrânii au murit, l-au vândut. De agricultură nu te mai poți lua și asta este situația noastră a satelor. Bătrânii. Să mergem atunci, părinte, mai departe. Încotro ne îndreptăm acum? Ne îndreptăm către filia Florești, la vreo 12 km. Celălalt sat pe care îl păstoriți. Da. Să mergem atunci. Părinte, iată ne ajungi și în cel de-al doilea sat, în satul Florești. V-aș ruga să ne povestiți în primul rând câteva cuvinte despre istoria acestui sat. Primul om care a venit în acest sat a fost un turc pe nume Islam Jaferk, de unde s-a tras primul nume al satului de Islam Jaferka. Era un sat locuit de turci pe vremea aceea. Numai de turci, care emigrând în Turcia în anul 1877, au venit în locul lor români, care, datorită unei poiene de flori din centrul satului, i-au dat numele satului Florești.
E un sat mare? Nu este un sat mare. Are cam la 200 până în 250 de persoane. Ca familie și văduve, nu știu să vă spun. Cât de veche este biserica acestui sat? Biserica care se vede nu este aceasta. A fost o altă biserică, a căruia nu se cunoaște, din bârne și pământ, la mijloc. Odoarele la biserica aceea au fost cumpărate de la niște cerchezi din satul Giafer Carusă, care este la 6 km de Balabancea. Nemai corespunzând cu timpul acea biserică, a fost dedicată aceasta, care se vede, cu unele modificări. Cine a zidit această biserică? Cu siguranță enoriașii care, credincioșii care au fost aici la înființarea satului. Când ați venit Sfinția voastră aici, cum arăta biserica și dacă sunt lucrări pe care le-ați realizat aici? Când am venit în această filie, gardul era într-o stare avansată de degradare. Biserica era, cum se vede, în afară de vopsitul tablei și de înfrumusețarea pe afară cu material decorativ. În rest, era aceasta. Clopotnița nu era renoită și trapeza nu era făcută, fiind făcută anul trecut. Cine s-a ocupat cu aceste lucrări? Cine a sprijinit aceste lucrări? O parte din lucrări au fost făcute de la Consiliul Județean. O parte din suma pentru gard au fost făcute din primărie, iar 60% din valoarea gardului au fost făcute de la enoriași, iar celelalte au fost făcute de un fiu al satului, pe nume Sandu Ion. Ce l-a determinat pe acest fiu al satului să sprijine aceste lucrări la biserică? Dânsul i-a murit tatăl anul trecut și trecând prin sat după 40 de ani, a plecat de la 7 ani copil, a venit să înștiințeze rudele că tatălui a trecut la cele veșnice și ne-a întrebat ce nevoie am avea. Și ne-am plâns că la hram noi nu putem așeza o masă, ba plouă, ba bate vântul și dânsul a zis eu fac totul. Iar pe parcurs, hai să haideți că renovești clopotnița, vopsești și tabla și cred și cu siguranță și o spun cu toată inima că numai Maica Domnului ocrotitoare acestui sfânt locaș a făcut această minune. Care este hramul acestei biserici? Hramul acestei biserici este acoperământul Maicii Domnului. De aceea am spus că Maica Domnului a făcut toate. Chiar credincioșii și acum când mă întâlnesc după un an de zile spun numai o minune a putut să fie aici. Deci acest fiu al satului de care ne povestiți s-a întors aici în sat și el a ridicat trapeza aici lângă biserică. Da, nu numai că a ridicat-o, ci a mobilat-o cu mese, cu scaune, cu tot ce este necesar, cu mobilă, cu aragaz, tot ce este necesar, numai să putem face mâncare și să ne așezăm. Când folosiți această trapeză? La hram și la toate mormântările și pomenile. Lumea, ca să nu mai deranjeze, să se deranjeze acasă, vine aici, acasă nu au spațiu. Dacă plouă, trebuie să pună în curte, dacă plouă, trebuie să-i bagi în casă și așa vin aici și fac. Vedem și o curte foarte frumoasă și o troiță aici. Ce ne puteți spune despre aceste cruci? Crucile, aceasta pot să vă spun că este mai nouă, care este pictată. Cineva din sat a murit, Dumnezeu să o odihnească, a vrut să aibă și ea lângă cele două cruci și ea o cruce. Și a făcut, eu m-am supărat puțin când a pus tablă în spatele crucii și am zis, dar nu trebuia să pui tablă. Da, dar m-am gândit că pe Mântuitorul îl bate vântul la spate și este frig. Și am lăsat-o așa că m-a impresionat cuvântul ei. Iată, în simplitatea da, omului exact, de aici, de la țară. Omului, îl bate vântul pe Hristos în spate. Iar de celelalte două le-am găsit așa. Fiecare care a vrut să pună o cruce, acolo am înțeles că este crucea fostului dascăl, că aici eu nu am dascăl, am fica fostului dascăl, dar tatăl ei a învățat-o și pentru că n-am avut posibilitatea de a avea un dascăl, dânsa știe rânduiala și cu dânsa facem toate slujbele. Cine îngrijește această curte? Avem un băiat paraclisier și dânsul o seamănă.
anul acesta, datorită ploilor multe, nu a ieșit cum a trebuit și se vede în stadiul în care este acum. Să intrăm atunci, părinte, și în biserică, să cunoaștem mai îndeaproape Sfântul Locaș. Poftiți! Părinte, vedem o biserică micuță, dar rustică, așa cum stă bine unui sat. V-aș ruga să ne povestiți câteva cuvinte despre această biserică, cum ați găsit-o și dacă sunt lucrări pe care le-ați făcut aici. Am găsit-o aproape în stadiul în care se află. Nu mă pot mândri că am făcut, sau să mă laud că am făcut cine știe ceva. Atât am vopsit-o la interior, am dat-o cu var, că nu era de câțiva ani. Ca tapeteazma am spălat-o noi pentru că bani nu aveam să plătim pe cineva specializat și am dat loc de auriu, am dat cu bronz auriu. Este ca tapeteazma originală a bisericii? Da, este ca tapeteazma originală, doar cele patru icoane de tablă au fost schimbate. Așa cum o vedeți dumneavoastră, biserica este din pământ, la acoperiș în interior este din scândură. Nu a fost o pictură murală nici când. Nu a fost nici o pictură, atât ce vedeți dumneavoastră icoanele, care cele mari din spate scrie că sunt pictate de pictorul Văraru Gige. Ce am schimbat la biserică, aspectul exterior și geamurile și ușile din termopan. Oamenii de aici din sat vin la biserică, sunt alături de sfinția voastră, au sprijinit aceste lucrări? Au sprijinit tot după posibilitățile lor, cum a zis dumneavoastră, banul văduvei este cel mai important. Sunt puțini, în jur de 30 sunt la slujbă, pentru că nu avem posibilitatea să facem slujbă de slujbă și vin mai rar și atunci normal că sunt și ei mai mulți la biserică. Bănuiesc că dacă ar fi duminică de duminică, nu ar mai veni atâția. Dar, în general, 30 sunt duminică de duminică și în activitățile pe care le-am făcut m-au sprijinit. M-au sprijinit foarte mult. Care ar fi starea materială a lor? Pot ei sprijini în continuare lucrările de care aveți nevoie aici, la biserică? Cred că da, dar acum depinde de bunăvoința fiecăruia. Oricum sunt pensii de CAP mici, sunt multe văduve care trăiesc dintr-o singură pensie, sunt apoi multe cazuri care au pensie de urmaș mult mai mică decât cea de CAP și totuși, din puținul lor, ajută. Atât cât se poate. Și noi facem tot atât cât se poate. Care ar fi media de vârstă aici în sat? Dacă mai sunt familii tinere, familii cu copii? Da, media de vârstă vreo 60% sunt peste 60 de ani. Mai sunt vreo 20 de familii cu copii, dar care situația materială este precară, neavând nicio sursă de venit. Decât ajutorul social, dar și acela este foarte mic, iar mulți fac ajutorul social pentru a avea o deverință la medicul de familie sau la spital pentru copii. Că așa este foarte mic și nu se ajută cu nimic. Cu ce se ocupă ei? Mai cultivă pământul? Mai cresc animale? Foarte puțin mai cultivă pământul, pentru că pământul s-a dat în asociație ca să-l muncești de unul singur, doar să ai utilajul tău, că nu-ți convine cât plătești să-ți lucreze cineva, nu-ți convine cu cât îți iese, nu-ți convine să iei tu beneficiu. Mai bine îl dai în asociație, îți dă arendă, iar cu animale mai sunt trei familii care se ocupă cu animale și față de Balabance aici mai sunt familii care au câte 2-3, unii câte 10 capri și le strâng în mijlocul satului și cineva le duce pe deal. Bineînțeles, contra cost. V-aș ruga atunci, părinte, să călătorim și în acest sat, să cunoaștem și aici câțiva credincioși care vă sunt alături. Cu plăcere! Părinte, iată ne-a ajuns și în curtea unor localnici ai satului. Pe cine avem alături? Avem pe domnul Zaharia,
epitropul bisericii și pe soția dânsului, tanti Vasiliga. Hristos a înviat și bine v-a găsit. Adevărat a înviat și bine a venit la noi sănătoși, bine v-a dus bun Dumnezeu și Maica Domnului și în curtea noastră. V-aș întreba, sunteți dintre localnicii născuți în acest sat? Aici suntem născuți, crescuți, iar cu timpul, când cu regimul comunist, când era perioadele strânse de anumite împrejurări, ne-am retras la Brăila. Ce v-a făcut să vă întoarceți în acest sat? În primul rând, au decedat părinții dânsii. A trebuit să le facem din datorii de anul de aia. Ceilalți frați ai dânsii, soția, a spus că ei nu. Și noi am venit din comun acord ca să mai aveam ceva, câteva animale, să ne retragem să... Și cu timpul am zis că nu o să fie definitiv, dar până la urmă o să fie definitiv. Cum ați regăsit satul acesta când v-ați întors, față de cum era odinioară în tinerețe? Când ne-am întors înapoi, vedeam și visam că același loc este cum m-am născut și când am plecat din sat. Pentru că aici am crescut, aici ne-am cununat, botezat, aici ne-am cununat. Și cum s-a schimbat satul de-a lungul timpului? Mai spre rău, nu spre bine, față dinainte. În ce sens? S-a depopulat? S-a depopulat. Lumea e, cum să spunem noi în termenii noștri, nepăsătoare de sărbători, de sfintele slujbi, de sfintele liturghii, de unii mai țin, alții, dar ce, dacă văd și la televizor că, sau, mă rog, ca fiecare om după mentalitatea și gândul lui. V-aș întreba și pe dumneavoastră, mergeți la biserică, sunteți alături de părintele? Cât se poate mergem aici. Când avem aici, nu lipsim. Oamenii satului sunt alături de părintele? Participă la sfintele slujbe? Sunt. Și de aia sunt și ceilalți care nu vor să mai vină. Nu. Sunt și de alte credințe veniți în sat și asta ne cam. Cum vedeți dumneavoastră satul acesta astăzi față de cum a fost odinioară și cum credeți că va fi în viitor? S-a îmbătrânit, s-a schimbat mult față de cum a fost când am plecat. Atunci era lume multă, erau mai mulți cu biserica, foarte mulți erau. Când nu aveau loc în biserică, era foarte frumos. Noi era eram satul copii. Mai populat. Da, și era lume multă care venea la biserică. Acum copiii lor sunt cam de seama mea și nu s-au rătăcit. Tinerii se mai întorc în sat? Puțin. Majoritatea nu mai vor. Dumneavoastră mai aveți copii? Da, am 5 fete. Se întorc aici în sat? Se întorc, una chiar și-a cumpărat și casa aici, că vrea, nu știu, simte ea că spune că aici vrea să vină. Deci lucrează sunt soțul. Speranțe că satul va continua să dăinuie. Eu bănui, după cum spune ele, că două din ele vor casa aici și întâi n-am fost de acord. Am zis că la ce să veniți, că aici e o pedeapsă. El spune, nu, că noi aici vrem să venim. Și casa lui Pintilii au... Deci e bine vecină. Că tinerii încă iubesc satul. Da, cred că din ei o să mai retragă. Mulți o să mai retragă din ăștia tineri care... După cum au lămurit fetele, au spus, nu. Mamică, dar nu, ce viitor ar avea aici? Un loc de muncă, o școală, o grădiniță? Nu, dacă nu este, nu știu, nu sunt speranți în destea că nu sunt copii, dar ei vor cu animale să se apuce, unul din gineri vrea albine și să vedem ce o să iei. Că nu mai au locuri de mult, așa să le aibă în Italia unde muncesc amândoi gineri și au făcut... socotelele că aici vor să vină pentru, așa, au casă la Brăila, unul are casă la Constanța, dar vrea pentru albine și pentru ceva animale, cum a crescut că e din județul Constanța unul din ei și vrea să se apuce iarăși de animale, dacă nu merge la Brăila să aibă loc de muncă cum trebuie. Eu vă mulțumesc, mă bucur că v-am cunoscut, vă dorim sănătate și Doamne ajută!
Părinte, iată ne ajungi lângă gospodăria unei credincioase a satului. V-aș ruga să ne-o prezentați. Numele dânsei este Bărbuța Ana. Nu este numai o credincioasă, ci mi-este de mare folos, de foarte mare folos. Dânsa este fată de dascăl și cu dânsa fac toate slujbele, la toate serviciile merg cu dânsa și mi-este de foarte mare folos. Hristos a înviat și bine adevărat v-am găsit. Adevărat că am sărbuna, părinte. Bine ați venit la noi. V-aș întreba, de când ați învățat cântarea bisericească? Eu, din 2001, slujesc singură cu părinte, adică cu toți preoții, că au mai fost alți preoți. Și m-a învățat și tăticul cât a putut, dar tăticul meu a murit subit. Eu am fost asistentă, când vine și să plâng. Și l-am lăsat pe tăticul acasă și am plecat la servici și când am venit, l-am găsit mort. Și prea mult n-a putut să mă învețe, dar mi-a lăsat cărțile, care mi-au fost de foarte folos. Am citit, am răscitit și ca să pot să înțeleg. M-am dus de la pagina cu tare la pagina care trebuia și așa am învățat dăscălie. Ați iubit biserica de mică? Foarte mult, da. Eu am fost un copil, poate așa a fost hrăzit pentru biserică. Eu știu, s-a rugat tătică foarte mult ca să lase pe cineva din familia noastră cântăreț în locul lui. El a făcut 4 ani la Sfânta Biserică, la Sfânta Mănăstirii Cocoși. Și au să vă arăt și cartea. Am o carte amintiri lăsată și mai multe am. Dar cu cartea de școală a lui. Și eu am... Mai cântam cu el la biserică, dar eu lucram. Eu lucram în spital și lucram în turii. Și făceam o tură de noapte ca să pot să fiu la Sfânta Biserică, la Sfânta Slujbă. Că... Și unde ați lucrat? Aici în eu sat? Eu la spital, la Horia. La Horia mergeam 5 km pe jos ca să pot să ajung la spital. Nu erau mijloace de transport? Nu erau. Era foarte rar. Pe eu de 67, cam 70 de ani. Din 67 am terminat școala și în 71, da, am ieșit la pensie. 2001 am ieșit la pensie după moartea lui tăticu. Și după aceea am avut grijă de mămica. Dar între timp nu părăseam biserica. Părintele știe, o aranjam pe mămica, că mămica era și oarbă. Și la 92 de ani a murit mămica mea. Și o lăsam, o încredințam Maicii Domnului și plecam mămică, eu plec la biserică. Cum v-a amintit satul acesta în tinerețe? Era mult tineri acum. Dacă eu am 70 de ani și satul a îmbătrânit. Copiii tinerii mergeau atunci la biserică? Mergeau. Mergeați eu, de mică? Da. Eu când am venit aici, am luat serviciu de asistentă pediatră, că am fost pediatră, am avut 35 de copii în sătul Costa. Dar după aceea, a fost așa vreo 3 ani cât am stat eu aici. După aceea eu am plecat, am vrut să ajung mai departe, ca fiecare, și m-am împolmonit în Horia. Din cauza părinților că erau bolnav, tăticul era astmatic și făcea crize de astm. Și eu trebuia să stau, să-i fac injecții intravenos, să-l ocrotesc, era tăticul meu. Iar mămica era mai rezistentă, dar mămica ce putea să facă? Noi am avut și animale, am avut și oi, am avut și capre. Astăzi mai cresc oamenii animale? Cresc, da, sunt 2 cărduri de capre și 2 cărduri de oi. Cum vedeți satul acesta în zilele noastre și cum credeți că va fi în viitor? Eu îl văd foarte îmbătrânit, pentru că... Acum copiii sunt foarte rar, părinții, din cauza că nu au serviciu, nu au asigurat cu ce să-i crească pe copii. O școală aici școala, în sat? Școala este închisă, nu este decât grădiniță, nepoata mea este la grădiniță, are 5 anișori și a avut 15 copii la grădiniță. Dar pe parcursul anilor Dumnezeu știe ce va fi, pentru că tineret nu mai este, ca să fie fertil, să aibă să fie copii și atunci ne mijlocim așa un cum un cabinet putem. Medical aici în sat? Cât am fost eu aici, a fost cabinet la Căminul Cultural. S-a menținut, dar după ce n-am mai putut ca să mai activez, pentru că eu am lucrat la Horia și lucram în ture și nu mai puteam să mai activez și s-a închis cabinetul medical. Acum... Am o asistentă care e colega, a rămas în locul meu după ce am ieșit eu la pensie, mai vine și vizitează satul. Ce alte greutăți credeți că sau
Cu ce alte greutăți se confruntă satul acesta? Cu greutățile că nu li s-a creat condiție să poată să lucreze tineretul și să rămână pe loc în satul nostru. Asta este o durere foarte mare, pentru că vezi că tineretul, uite, am și eu copii, n-au niciun serviciu. Eu am de bine de rău o pensie, dar băiatul ăla cu ajutor social, Nora, nu, băiatul e cu pensie de handicapat că e bolnav și singurul copil pe care l-am, și Nora are ajutor social și au și un copiliaș de 5 ani. Vă dați? Cam așa sunt toți tinerii. Cam așa sunt toți tinerii. Ce să le facem dacă, nu știu, regimul de acum sau, nu știu, Dumnezeu știe, nu știu. Nu le-a creat deloc condiții ca să poată să ajungă și ei la o pensie, să fie și ei bucuroși, să ducă o viață cât de cât decentă. Pentru că noi am dus-o, eu am dus o viață frumoasă în spital, de ce să spun. Sunt singură, de 47 de ani sunt văduvă, am crescut copilul ăsta pe care l-am, îl vedeți că are handicap, așa a fost dat de la Dumnezeu, dar nu l-am părăsit, l-am crescut așa cum a fost. Așa mi l-a dăruit Dumnezeu, așa n-am fugit de el. Ați simțit ajutorul lui Dumnezeu de-a lungul vieții? Foarte mult. Măicuța Domnului atât de mult m-a ajutat în toate, din toate punctele de vedere. Păi, la atâta văduvie pe capul meu și la atâta, mă rog, că am fost și tânără, doar numai bătrână, dar nu m-a ajutat nimeni decât Dumnezeu și Maica Domnului. Maica Domnului cel puțin este, în orice moment, este în sufletul meu. Părinte, iată, am revenit în centru spiritual al satului, aici lângă biserică. Încheiem aici călătoria noastră. Iată, am cunoscut două sate micuțe, însă cu oameni credincioși care mereu s-au bucurat să sprijine biserica. Eu vă mulțumesc că ne-ați călăuzit pașii în aceste două sate pe care le păstoriți și ne-ați dat ocazia să cunoaștem activitatea Sfinției voastre, bisericile, oamenii frumoși care v-au stat alături mereu. Vă mulțumim încă o dată, vă dorim sănătate și Dumnezeu să vă ajute în pastorația ce o aveți înainte. Vă mulțumesc și eu și Dumnezeu și Maica Domnului să vă ajute și pe dumneavoastră în ceea ce faceți. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru a cunoaște o altă parohie săracă aici la Trinitas TV. Până atunci, toate cele bune și Hristos a înviat!